Șanțele, ești atent sau ce facem aici? Bună, Cristi, ce faci? Salut, uite, am ieșit cu... sunt babysitter și am ieșit în parc, ca de obicei. Am înțeles că ți-ai făcut un obicei din a plimba câinele. Da, de vreo 7 luni s-a mărit familia și eu, stând mai mult singur în București, mi-a revenit mie sarcina asta să-l cresc pe ăsta micu. Vorba vine ăsta micu. Îmi poți spune cum este o zi obișnuită din viața ta? Ziua aia obișnuită este una din zilele care se găsesc în intervalul luni-vineri, pentru că de vineri până duminică nu mai am nicio zi obișnuită, toate sunt într-un alt fel de la un weekend la altul. Dar, mă, normal, nu știu, dimineața, primul lucru pe care îl fac ies cu tantalul ăsta afară, că face pipi, ca o mașină de pompieri, după care îmi fac și anume cafea, după care iar mai ies cu tantalul ăsta, că na, nu suportă, după care o șterg la radio. Mă torc acasă pe la 5, ies din nou cu tantalul. Așa ne alintăm noi. Habar n-am cum îmi spune el, nici nu vreau să aflu. Stai că au obosit. Și seara, dacă e vară, de exemplu, mai fac câte o plimbare cu motor, așa, mă mai duc până la Târgoviște, mai fumez o țigară, mă întorc și să-mi fac damblaua. Sau, dacă nu, pur și simplu mai zăbovesc în parc. Dar încerc să caut din ce în ce mai des treaba asta cu parcul. Am observat că îmi face foarte bine, mă liniștește la cutia ucrainiană. Repet, ne facem foarte mulți prieteni, foarte multe cunoștințe. Mie îmi place să-l văd pe ăsta că e ok, că se bucură de iarbă. Stă prea mult în casă, doarme ca nebunul și dacă nu-l scoți, ăsta doarme 24 de ore. Și atunci, cam ăsta e programul, nu? E plicticos așa. Cum ai câștigat pasiunea pentru motoare? Pe cât ai pomenit de ele? Pasiunea pentru motoare? Băi, eu cred că m-am născut cu pasiunea asta. Numai că paradoxul face ca abia acum vreo 10 ani să mă fi apucat de treaba asta. Mi-a plăcut întotdeauna, de mic copil. Însă motivul pentru care n-am avut până acum 10 ani motocicletă, au fost mai multe motive de fapt. Teama de a merge pe două roți. Tot am văzut și am tot aflat despre tot soiul de accidente și povestioare de astea tragice. Și doi, lipsa banilor. Adică să-ți iei un motor, eu sunt un tip pretențios și dacă nu iau ce-mi convine mie, nu mai îmi iau deloc. Fapt pentru care în momentul în care am strâns o anumită sumă de bani și am putut să-mi iau motorul pe care l-am visat, abia atunci am intrat în branșa. Asta s-a întâmplat prin 2005. Cam de atunci. Deci sunt tinerel, dacă vrei, în sensul ăsta. Sunt un motociclist care are doar un deceniu de activitate. Cum ai luat contact cu muzica rock? Asta s-a întâmplat în liceu. S-a întâmplat în liceu înainte de Revoluție. Nu eram un ascultător de rock, eu am crescut într-un cartier muncitoresc din Focșani, după care la 14 ani am plecat de acasă și am făcut un liceu de marină, 2 ani la Galați, 2 ani la Giurgiu și abia la Giurgiu, în clasa 11-a, cum necum a parvenit o casetă cu Iris. O casetă, vai de capul, e murdară, galbenă, ruptă, scorojită, dar încă funcționabilă. Cu Iris, Cei ce vor fi. Primul lucru care mi-a atras atenția a fost vocea bunului meu prieten Cristi Minculescu. Astăzi, iată, un vis al meu să-l cunosc pe omul ăsta. Astăzi mă pot lăuda că e prietenul meu. Vocea lui Cristi mi-a atras atenția, apoi, nu știu, tot ce a urmat după. Chitara aia distorsionată și nervoasă, care era ceva inedit pentru vremurile alea. Versurile care uneori fântau cenzura comunistă și, nu știu, ideea asta de a protesta, știi? Tânăr fiind, copil, cu tot felul de idealuri și cu tot felul de motive de a ieși în față și de a protesta, iată, ăsta a fost primul meu refugiu, dacă vrei, în muzica rock. Și așa a început toată pasiunea. Învățând pe malul Dunării, aveam contact cu marinari care aduceau de afară tot felul de viniluri, casete, ce se găsea pe vremea aia. Și atunci mai puteam pune mâna pe, nu știu, o casetă cu Scorpions, cu Europe, cu Accept, ce era pe vremea aia, știu. Cam așa, ușurel așa am deschis ochii, cu Iris. Care a fost prima ta reacție când ți s-a propus să faci parte din echipa Cronice? Păi ar trebui să ne întoarcem în timp, acum 11 ani. Că dacă te refer la venirea mea la pupitrul Cronicii, e cu totul și cu totul altceva. La ce te refer? La venirea mea în Cronică? La venirea ta în Cronică.
Păi, s-a întâmplat acum 11 ani. Lucram atunci la Magic FM. Magic FM era în același trus cu Kiss FM-ul. Mă întâlneam cu Șerban și cu Mișu zilnic pe holul radioului. Roacăre în sus, salut, roacăre, ce mai faci, roacăre, la 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 la. Și la un moment dat, stai mă, unde mă trec? La un moment dat m-au întrebat, bă, tu în afară de radio ce mai faci? Și zic, bă, nimic, n-ai vrea să faci parte din echipă? Uite, facem în felul următor, faci un material, n-ai explicat despre ce e vorba. Dacă iese, rămâi, dacă nu, ne strângem mâna și o lași la gară. Am făcut un material și după care am mai făcut câteva sute. Și acum revenim la faza cu Pupitru. Știți cu toții cam ce s-a întâmplat sau s-au petrecut niște schimbări acolo, au plecat niște oameni foarte importanți din cronică. Și la un moment dat mi s-a făcut propunerea asta, eu având deja o vechime considerabilă acolo, făcând tot felul de lucruri de-a lungul vremii la cronică. Am fost și sunetist când a trebuit și cameraman și reporter și voice-over și de tot. Și atunci a venit propunerea firească din partea lui Șerban să, tot așa, să facem o încercare, să vedem dacă iese. Dacă m-a ținut un sezon, înseamnă că a ieșit. Da. Și dacă tot îmi spune că din toamnă facem același lucru, înseamnă că i-a plăcut. Am avut feedback-uri bunicele. Le-a venit greu telespectatorilor să se obișnuiască cu treaba asta. E greu să vii după Huidu și Găinușe la măsuța aia. Și adică, bă, nene, ștacheta e foarte, foarte sus, iar tu trebuie cât de cât să ții pasul. Știi? Ca și cum ar veni Șeicărescu sau Rafael la Iris. A fost o misiune grea pentru ei. Acum, slabă Domnului, că s-a întors Minculescu. Sper și eu ca într-o zi să se reformeze cuplul ăla de aur, Huidu și Găinușe, pentru că cuplul ăsta a făcut emisiunea asta atât de mare. Iar noi, celelalte rotițe, n-am făcut decât să facem angrenajul ăsta să se miște, dar ei doi erau capul răutăților acolo. Chiar visez la reunirea asta, la măsuță. Care au fost principiile după care te-ai ghidat în viața profesională? Băi, în viața profesională și anume cea de DJ de radio, pentru că aia e adevărata mea viață profesională, asta cu televiziunea vine o dată pe săptămână. E un lucru prețios pentru mine. Cronica Cricotașilor înseamnă foarte mult pentru mine, însă mai aproape de sufletul meu e radio. În primul rând, sinceritatea. Adică dacă te duci acolo și la microfonul radioului și o faci șmecherul și faci meseria asta doar ca să te audă măta la radio și să se laude în fața vecinilor și să te laude prietenii că te-au auzit la radio, pierzi. În două luni ești pa, n-ai. Dacă n-ai ce comunica acolo, dacă n-ai capacitatea de a transmite fericirea ta celor care ascultă radio, de asemenea, ești pas. Sunt lucruri care trebuie învățate pe parcurs. Îți dai seama că toți DJ-ii de radio au avut un început și au fost ușor penibil, poate mai mult penibil la început. Toți am trecut prin fazele astea, dar am învățat. Pentru care astăzi mă pot lăuda cu peste 22 de ani de carieră în radio. Felicitări! Și sper să mai țină treaba asta. Dar sinceritatea. Bă, nene, fii sincer cu ascultătorul. Nu-l păcăli și nu te da tu mai rotund decât roata și nu te da tu ăla care a inventat apa caldă și nu te da tu deștept, pentru că ascultătorii întotdeauna sunt mai deștept decât tine. Clar. Fii prietenul lor. Ăla când vine de la serviciu acasă și te ascultă în mașină, după o zi de aia nasoală de muncă, simte nevoia să audă un prieten, o voce plăcută la radio, cu muzica lui preferată. Ei, ăla trebuie să fii tu. Dacă reușești să faci treaba asta, cariera ta garantat va avea succes.